Săptămâna aceasta nu a fost o săptămână foarte bună pentru noi. Tind să cred că datorită discuțiilor care au loc atât în camp cât și pe traseu mai nou, duc la astfel de rezultate. Cearta dintre Sebi și Cucu de după joc a pornit pe un ton nervos, pentru că nu am câștigat și nu ne-am petrecut, nu ne-am vorbit cu familia, nu ne-am vorbit cu soțiile, prietenele și așa mai departe. Sebastiane, iar ne-am certat. Clar că acum e de râs că ne-am certat ca niște copii ca de clasa 4. Da. Trebuie să eliminăm niște chestii pe care știi și tu. Cred că la ce mă refer. Da. Ceea ce suntem noi acasă nu trebuie să mai scoatem în evidență, evident. Știm foarte bine de la cine a plecat. Nu știu, din cauza faptului că am pierdut și m-am supărat că am pierdut 2 puncte astăzi, efectiv n-am putut să rapt, n-am putut să-l aud să spun aceleași lucruri de fiecare dată și că el e cel mai bun, că el aduce puncte, că el una alta. Pentru că, să fim serioși, eu mi-am asumat faptul că am adus doar un singur punct astăzi, săptămâna asta, dar el nu-și asumă că de când am venit eu de o lună nu prea mai aduce puncte. Și înțeleg faptul că intră de puține ori pe traseu, dar asta nu contează, asta nu poate să spună că mamă, eu intru doar o dată pe traseu, pentru că intră printre primii tot timpul. Da, mă, în fine, îmi pare rău că eu oarecum, nu oarecum, eu am început treaba asta acolo pe insulă și am continuat-o din nou după joc. Nu știu sigur dacă ne-am împăcat, eu zic că ne-am împăcat, eu nu o să țin nimic din ce mi-a spus el, au fost răutăți mici de ale lui, răutăți și din partea mea, au fost niște chestii de copii, parcă eram doi adolescenți care, nu știu, ne furasem unul altuia jucăria și hai, care jură mai tare, care spune chestii mai multe unul despre altul. Toți ne-am fi dorit tu să vorbești cu Alexandra, asta să vorbească cu maica sa, eu să vorbesc cu maica mea sau cu cineva din familie, Zani, cu Antonia sau cu Alex și așa mai departe. Că nu s-a putut, a depins de toți, nu doar de unii sau de alții, sau că unii n-au dat pe traseu mai mult sau puteau să dea mai mult și așa mai departe. Consider că toți ne-am dorit acest lucru. Consider că cel mai important lucru care ar trebui să se întâmple în echipa noastră și nu se întâmplă ar fi ca fiecare să lăsăm de la noi, să lăsăm ego-ul, să încercăm să ne înțelegem unii pe alții și se spune că fiecare intră pe traseu să aducă un punct. Lucrul acesta uneori nu se vede, se stă pe bancă, se discută ce se vede pe traseu. Mă ideea că avem 4 jocuri consecutive pierdute, adică... Da, mă, am mai vorbit chestiile astea. Deocamdată încă le vorbim, dar nu se schimbă nimic. Da, corect. Vom vedea la următoarele jocuri. Într-adevăr, am avut o săptămână dezastroasă. Am pierdut toate cele 4 jocuri și nu doar că le-am pierdut la scoruri foarte, foarte diferențiate, să zic așa, 10-2, 10-4, 10-3. Cred că chestia asta s-a întâmplat datorită faptului că sunt foarte multe energii negative în echipa noastră. Suntem conștienți, suntem oameni mari, hai să lăsăm rahaturile la o parte, am venit aici să luptăm, să ne distrăm cât ne să fie timpul. Da. Corect. Și mergem mâine și îi spargem pe vibe să nu înțeleagă ce se întâmplă cu noi. Este într-adevăr un război al orgoliilor la noi în echipă și este o tensiune foarte mare care se simte chiar dacă noi spunem că păi am vorbit, am discutat, am trecut peste, dar nu trece peste niciunul dintre noi pentru că suntem foarte orgolioși toți. Începi discuția de la ceremonie și spui că te simți singură, că nu simți nimic că bine, că suntem încă 7-8-5 lângă tine care... Sunteți toți singuri. Voi sunteți cei mai singuri. Voi sunteți cei mai singuri, că ați venit noi. Și vă nu zic că sunteți... nimic și... Da, că voi mai stați cu voi. Noi ne mai știm de 2-3 luni, dar voi... Corect. Eu de-aia vă spun, oricât ați... De-aia prefer să fiu imparțial. Oricât ați refulat voi doi, eu nu am nimic cu voi. Nu mă interesează. Eu nu vreau să vă dau pe voi afară, eu nu vreau să vă urăsc. Pentru că vă înțeleg și în locul vostru... Da. Eu nici nu știu eu cum aș juca, o să stau, pentru că lumea... Pentru că sunt nou, pentru că nu mă știu cu golurile, cred că fiind nou, eu am venit singur, plec singur și aici mă lupt în primul rând pentru mine, nu pentru altcineva. Da. Este foarte simplu, nu? De-aia îmi place să fiu imparțial. Dar în același timp, eu prefer să am timp frumos cu oamenii care stau aici. Când ne mai certăm, asta e partea a doua, dar nu să stau să zic că sunt singur și să mă pun, că asta face Elena, asta mă se lua de câteva zile. Stă singură, nu o vedem prin camp, nu știm unde e.
Au trecut 5 luni, de aproape 5 luni de competiție. Este normal ca dorul de casă, dorul de familie, dorul de cei dragi să spună cuvântul. Este clar că multe din persoanele care mi-au fost alături au plecat. De fiecare dată am simțit că se bucură anumiți oameni că am rămas singură. Se bucură că mi-au plecat din aliați, cum spuneau ei. Și da, asta îmi dă cumva o stare de singurătate, pentru că nu trebuie să suntem aici singuri, trebuie să găsim în noi puterea de a ne ridica și de a merge mai departe, dar în același timp suntem oameni, suntem umani. Sunt curioasă cine va ieși în această seară de la noi, cum o să decurgă Consiliul de Eliminare. Clar, dacă nu o să iasă din cei doi care sunt în față în momentul de față, or să existe discuții și dacă cel de-al treilea, adică favoritul, o să scoată cea de-a treia persoană, clar cea de-a treia persoană o să fie foarte nemulțumită și de aici o să apară din nou conflictele. Sunteți pregătiți de Consiliu? Ha? Mai întâi să mâncăm, să fim cu burta plină și după aia. Și după aia să vedem cum pleacă Sebi sau Culița Castru. Ne gândim la Consiliu. Vezi că e și a treia persoană care poate pleci. Bă, băiat. Da, dar nu știm care ca să-i pronunțăm numele. Da. Azi. Nu știm cine o să iasă favorit mai întâi. Eu presimt că eu o să plec acasă sau Sebi. Unul dintre noi doi. Da? Simți asta? Așa simt. Este primul Consiliu de Eliminare în care sunt și eu nominalizat după un Consiliu de Nominalizare. Este prima dată când sunt nominalizat. Nu știu dacă voi ieși sau nu. E ultima zi a uneia dintre noi aici. Ar trebui să ne bucurăm, zic eu, că am trăit 5 luni aici, unii 2, unii 1, unii 3, câte 3 săptămâni, o lună. O lună, bă? Ar trebui să ne bucurăm că am avut șansa să fim aici și unul dintre noi, astăzi e ultima zi când o să fie aici. Unii nu știu ce fi ăla. Da. Da. Unii dintre băieți, zic să... Astăzi să ne bucurăm din plin de ziua asta. Eu am puține emoții vis-a-vis de unificare, pentru că sunt nominalizat, urmează un consiliu. Am practic șanse foarte mari să plec acasă, pentru că sunt cu Culiță în față. Nu sunt cu un concurent nou cu care, să zic, m-aș situa că poate-s mai iubit ca el acasă. Deși eu nu am așteptările astea, cu oricine aș fi în față, mă gândesc că am șansele mele de a pleca, dar și de a rămâne. Sper din toată inima mea să nu plec acasă în acest consiliu, să merg la unificare și să-mi continui drumul până în final, așa cum am făcut-o și până acum. Survivor este un amalgam de sentimente și un carusel de emoții, wow, cum spune domnul Dan. Wow. Sper că ați luat din acest carusel de emoții și amalgam de sentimente tot ce este mai bun. Nu, este totul, și pot să le asimilați. Da. Și o să le asimilați pe parcurs. Eu zic pare că Survivor-ul este filmul vieții noastre. Este ca un, exact. Dar am trăit aici niște clipe. A fost experiența vieții noastre și am fost ca într-un film. Am zis că, bă, una peste alta, bune, rele, competiția asta și emisiunea asta, tot ce am trăit aici, este filmul vieții noastre. Chiar este, de multe ori, bă, am râs cu lacrimi, m-a durut până la suflet, am simțit acțiune, adrenalină, totul, bă, s-a dus în toate extremele. M-a luat și m-a dat de pământ experiența asta, am simțit-o din tot sufletul și totul a fost la extrem, nu... Am încercat să fiu așa cum sunt eu și chiar... Am plâns și am suferit și am rezistat și am luptat alături de toți acești oameni și să-i văd acum că pleacă părând, empatizez cu ei și nu pot să mă bucur, să zic ce bine că ai plecat, ce bine că ai plecat. Mă bucur în puțin, trebuie să o fie, dar este filmul vieții noastre.
bună! Fructe! Aici, bună! Yummy! Cumva pe principiul 4 nopți și 4 zile, așa am câștigat noi toate meciurile acestei săptămâni, 4 jocuri din 4, n-am avut liniște zi și noapte până nu le-am câștigat pe toate. Și ca să încheiem săptămâna și mai frumos, o să mergem pe insulă! Mirador! Ne spălăm și noi hainele, frumos! Mai bag un bronz? M-a săturat de râul ăla acolo în jungla aia, nu mai puteam. Ce vorbești? Ne spălăm hainele, stăm și ne relaxați, te facem un foc. Și de ce m-a săturat? Facem gogoși? Da. Faceți. Gogoși adică covriși. Și covriși vă facem. Din fericire am câștigat ultimul joc al săptămânii, din fericire a fost cel de comunicare și tot din fericire a fost cu familia. Acest joc l-am pierdut de 2 săptămâni la rând, n-am reușit să-l câștigăm și într-un final mă bucur că Dumnezeu a fost de partea noastră și ne-a ajutat să-l câștigăm. Fratele meu! Mamă! Doamne, da! Hai, zine! Dai că zic acum că-l pup! Mamă! Ce-i scrii prima oară? Mamă! Că-l pup, că-l iubesc. Auzi, dar știi că el a fost primul care ți-a venit când te-am întrebat cu cine să vorbim. Da, Mirador de și abia așteam să vorbesc cu el. Ce bine. Băi, la fix, nu? Mami și tati sunt bine, să stai liniștit în privința asta. Mamă, ce mă bucur, sunt sănătoși și străzind toată susținerea lor. Sunt bine, bro. Eu am zis că îi mulțumesc în suflet, ai văzut că îți dedic toate punctele, semnul nostru. Da? Și le-am întrebat cum ești și mami și tati, mai zim de tine. Așteaptă mereu să... Asta o să întrebăm. Așteaptă mereu să mă vadă la televizor. A zis că a văzut că îmi dedici punctele și că mă iubește. Și eu te iubesc, fratele. Gata că trebuie să închidem fica la final pentru traseu și tank. tank. Pentru tine și familia. Și... Gata. Mă bucur că toată familia mea este bine. Toți sunt sănătoși. Mi-a spus să fiu puternic. Toți mă susțin că sunt tank pe traseu. L-am întrebat dacă vede că îi dedic toate punctele prin acest semn. Și a zis că da, se bucură foarte mult și efectiv eram foarte, foarte entuziasmat. Nu dădeam seama că sunt conectat la mesaje, textul fratele meu, iar după ce am terminat de vorbit, eram încă în șoc și încercam să revin și să-mi aduc aminte fiecare cuvânt pe care l-am scris și fiecare conversație. Era incredibil. Nu mai știu să mai scriu. A fost, n-ai zic că a fost ziua lui de curs? Da, e ziua lui și zic la mulți. E fratele tău? Da. Mama, și numai de mi-ai vorbit. Nu uci că, o, Sis! Sis, a? Ce e, Maria? E fratele ei. Și că nu cred, ce-ați aminte că ziua mea. A fost și ziua lui de curs. Ce zice? Hai zi că m-am curios. Se uită toți la emisiune, mi-a zis să nu mă accidentez, a zis că mama este super mândră de mine, că am făcut foarte mândră. Andrei a zis, unchiul meu, să fiu puternică până la capăt. Tati a început să fie dor de mine, foarte tare. Nu știu să vă mai zic. Frate meu nu mai e plină cu iubita lui, ceea ce mă surprinde foarte mult. Asta mă interesa. Da, știu că ne-ai zis că vrei să afli acum mai sunt împreună. Să fii ambițioasă până la cap, să crezi în tine, te cred, e greu, te iubim. Și eu mult. Nu știu ce să mai zic, aveam atâtea întrebări în minte și nu mai știu. Dacă sunt bine, sănătoși, dacă toată lumea... Asta, da, tu să afli că ei sunt bine.
tu zile despre tine câteva, dar ai zis că ești bine. Că mulțumesc. Zic că ai o echipă, aveam mai multe chestii. Am zis că m-am luat așa super mult de voi și că n-aș mai pleca de aici câteodată când vine să fug la aeroport. Zic că mai de asta că îi rupem pe faimoși. Zic că ne vom doi la noi ăștia cinci. Îi lăsăm fără mâncare, îi bate mereu. Să vorbesc cu fratele meu pentru că mi-e cel mai dor de el. Mă așteptam când am ajuns aici să îmi fie foarte dor de mama și de tata. Ei bine, se pare că fratele meu îi simt lipsa cel mai mult. Eu și cu el eram de mici foarte apropiați, nu făceam nimic unul fără celălalt și probabil de asta. Și dorința mea de a vorbi cu el. M-am bucurat foarte mult, a fost exact ce aveam nevoie, mi-a dat putere, mi-a dat energie. Simt că aș putea să trăiesc aici o viață întreagă după ce am putut să vorbesc cu el. Stai așa. Stai că s-a pus ca la box, așa, s-a pus cocoșat el în gardă. I made it! Ai făcut-o și pe asta. Pa! Da. Mamă, ce senzație! Da, bum! Ce senzație! Ce zice? Hai, da, am niște emoții. Hai, zine, că tu mereu ne întrebi, zine! Stai, că arma nu e, gata. E, acum mai e. Ia uite ce, bă, nu-l vedeți, îl văd aici, să vii și râde mustața. Mamaie se scrie cu IE sau cu E? Da, mamaie. Cu IE, mamaie, da. IE. Dă-i-mă acolo cu mamaie. Ce faci, cum sunteți, ei, dă bun, suntem bine, tu cum ești? Suntem foarte mândri de tine și ne se dor de tine. Bă, să ne citești ca să-ți mai zice noi ce ți-a zis. Da. Vorbește, Andrei. Zine ce ți-a mai zis. Andrei. Tot ok? Stai așa. Da, mă, că m-am deconectat total. Stai câte ce faci, e bine? Stai câte o maică, da? Da, e bine. Da? Da, e bine. E bine. Mamaie? Lasă-mă că râde, zic eu dacă e ceva. Uite, îl văd după față. Mamaie, e bine. Așa. Știu că o să ajungi până în finală. Hai. Mantente foarte. Zic că ei salut și eu. Am întrebat de vorme, a zis că mă susține și mă iubește și este dor de mine. Soara mea mi-a spus că mama e bine, tata e bine, atât am avut nevoie. Mă motivează și mai tare treaba asta și încă spiritele sunt calme acasă. Continui să fac treaba cât pot de mult, să ajung cât mai târziu acasă, pentru că știu că treaba asta îi va face mândri, chiar dacă le este dor de mine. Mă motivează și voi merge mai departe cât îmi este scris să mai stau în această competiție. Ia uite, încă mai merg. Mamă, ce-i merg degetele. Se vede că a venit mai târziu, încă mai are de căutat. Acum sunt așa un pic în șoc. Cum mergi la... Cu tot. Ia și... Sănătoși, Doamne, nu mai știu unde e, sunt întrebări, așa? Dă-i așa, că... La recompensa de comunicare am vorbit cu una dintre surorile mele gemene, dar sunt convinsă că și cealaltă soră, dar și mama erau pe lângă ea. Cred că s-au gândit mai bine să scrie una dintre surori, că mama scrie poate un pic mai greu și să beneficiem cât mai mult de timpul pe care îl avem la dispoziție. Mi-au zis exact ce voiam să aud, că toată familia e bine, că sunt sănătoși, că mă susțin, că sunt mândri de mine. Și mama e la fel, e și ea mândră. Și sunt foarte fericită, sunt foarte bucuroasă, efectiv. Plânge albă? Stai, lasă-mă. Așa funcționează. Ce face? Spune-ne și nouă. Lasă-mă un pic, stai. Lasă-mă.
primul minut să apuce să-l scrie tot. Întreabă aici, bine. Așa? Noi știm foarte bine. Mamă, ce repede scrie. Zi mai tare, că n-am... Noi știm foarte bine. Stai că scrie el acum. Te scrie, chiar dacă scrie el. Câte inimioare acolo, văd. E pus. Mai plângea lui? Nu mai, gata. Dar asta te vadă puternic, băia lui. A văzut, da. Păi sunt, chiar sunt. Gata, că se scurge timp. Zic că mai ai de stat aici. Hai scrie, zic, mai zic, zic, se dor de ei, dar o să te torci și ultimul. Exact, zic să te aștepte cu șaurma și cu alea la aeroport peste două luni. Să nu uiți. Zic că mai ai o echipă de încă patru cu tine. Să fie un platou mare cu de toate. Am vorbit cu persoana pe care o aștept de 5 luni de zile, să o simt, să-mi zică ceva, cu tatăl meu, pe care îl iubesc cel mai mult și știu că mă susține. Când am văzut acolo, scria tata Albert, adică tatăl lui Albert, am văzut poza cu mama, știam că nu scrie doar el, era și mama lângă, sunt 100%. E un sentiment incredibil. Dacă nu câștigam jocul ăsta de comunicare, vă zic sincer că cred că aș fi fost un pic foarte, de fapt nu că un pic, aș fi fost destul de afectat după jocul ăsta, pentru că îmi doream foarte mult. I-am zis, sper că ai văzut, că îți dedic fiecare punct, că da, am văzut semnul nostru. Eu am semnul ăsta, l-am promis din aeroport, mi-a zis, fii atent, ăsta va fi semnul nostru, să pup degetul ăsta, adică tu ești numărul unu, ceva bun. Pac. Și acum, aici, așa, ăsta e semnul nostru. Vă pup, vă iubesc, doamne, ce bine că am câștigat. Wow! Fărnici! Mamă! Urmează un consiliu de eliminare, unde noi vom fi spectatori, iar faimoșii vor fi protagoniștii. Cu siguranță va pleca un băiat de la ei. Și asta nu poate decât să ne bucure și să fie în avantajul nostru, pentru că era cazul să se mai echilibreze situația și între băieți, să zic așa, adică numărul băieților noștri cu numărul băieților lor. Indiferent de cine va pleca acasă de la faimoși, va fi în super avantajul nostru, pentru că cu siguranță va pleca un om bun de la ei. Vă mulțumim pentru vizionare! Nu uitați să ne urmăriți accesând linkul de aici, mai multe clipuri aici sau aici!